Mă bucur că sunteți la fel de plini de energie și dornici de a afla lucruri interesante. Vă propun să discutăm astăzi despre lucruri cunoscute, chiar dacă vom învăța și unii termeni noi. Deci, să aflăm ce sunt și care sunt stările de agregare. Așadar, să începem. Am discutat cu ceva timp în urmă că în mediul înconjurător există o multitudine de corpuri. Acestea au diferite forme, dimensiuni, culori, temperaturi, dar și stări diferite. Am discutat cu ceva timp în urmă că în mediul înconjurător există o multitudine de corpuri. Acestea au diferite forme, dimensiuni, culori, temperaturi și stări diferite. Copacul, gheața, piatra sunt corpuri solide. Apa, laptele, uleiul sunt corpuri lichide. Aerul, aburii, norii sunt corpuri gazoase. Starea în care se găsește un corp la un moment dat se numește starea de agregare. Vă propun să discutăm separat despre cele trei stări de agregare. Enumeră acum câteva corpuri solide care se află în jurul tău. Cum sunt ele? Corpurile aflate în stare solidă au formă și volum propriu. Nu curg, nu se împrăștie și ocupă un anumit spațiu. Forma acestor corpuri poate fi schimbată numai dacă asupra lor se acționează cu o forță mai mare. De exemplu, piatra, lemnul, cheia, creionul, etc., își schimbă dimensiunea și forma dacă sunt cioplite, se ard, sunt ascuțite. Plastilina, bumbacul, buretele își pot schimba forma chiar dacă asupra lor se acționează cu o forță mai mică. Enumeră acum câteva corpuri lichide care se află în jurul tău. Cum sunt ele? Corpurile aflate în stare lichidă curg și iau forma vasului în care sunt puse. De exemplu, dacă turnăm apă într-o sticlă, observăm că aceasta ia forma sticlei. La fel se întâmplă dacă o turnăm într-un pahar. Dacă paharul se răstoarnă, apa se împrăștie. Sunt multe corpuri în stare lichidă pe care le folosești. Fii atent! Folosindu-le sau consumându-le, trebuie să fii precaut cu ele ca să nu se verse. Acestea sunt corpurile lichide. Enumeră acum câteva corpuri gazoase care se află în jurul tău. Cum sunt ele? Corpurile aflate în stare gazoasă nu au formă proprie și se împrăștie ușor. Nu pot fi menținute în vase. De exemplu, aerul din minge ia forma acesteia. Dacă mingea se sparge, aerul din ea se răspândește imediat, iar mingea se desumflă. Unele corpuri gazoase au culoare, altele nu. Aerul pe care îl respirăm nu are culoare. Fumul însă este colorat. Unele corpuri gazoase sunt dăunătoare viețuitoarelor, altele aduc beneficii.
Gazul metan, folosit la prepararea bucatelor, este în același timp util omului, dar totodată periculos pentru sănătatea lui dacă nu este folosit cu precauție. Știai că gazele produse de erupția vulcanelor pot provoca moartea viețuitoarelor? Unele corpuri pot trece dintr-o stare în alta, în condițiile naturale sau sub acțiunea omului. Precipitațiile, vântul, căldura, fricul pot modifica starea corpurilor. Știai că vara, picăturile de ploaie trec uneori prin straturi foarte reci de aer și se transformă în gheață. Aceasta este grindina. Așadar, apa în natură se găsește sub mai multe forme. În stare lichidă e vorba de ape curgătoare și cea din lacuri, mări, oceane și ape subterane. În stare solidă e vorba de zăpadă, grindină, ghețari. În stare gazoasă avem în vedere de vaporii de apă care nu pot fi văzuți cu ochiul liber, nori, apuri. Așadar, să verificăm ce ați învățat astăzi. Stabiliți cum se numesc corpurile ce nu au formă proprie, curg, nu pot fi comprimate. Adevărat, corpuri lichide. 2. Cum se numesc corpurile care au formă proprie, ocupă întotdeauna același spațiu? Adevărat, corpuri solide. 3. Cum se numesc corpurile care nu au formă proprie, ocupă tot spațiul în care se află și pot fi comprimate? Corpuri gazoase. Adevărat. Citiți singuri cuvintele. Selectați dintre denumirile corpurilor propuse pe cele care se află în stare solidă. Adevărat. În stare solidă se află floarea, piatra, ghețarul, lemnul, pixul, oul dacă este fiert, ceara și țurțurile. Dintre cele rămase care se află în stare lichidă, corect, în stare lichidă se află uleiul, smântâna, iaurtul, ceaiul, oul și albușul și gălbenușul atunci când nu este fiert, ceara, dacă este înfierbântată, și cerneala. Care este starea de agregare în care se află corpurile rămase? Adevărat, aerul, norii, fumul, aburii și vaporii de apă sunt în stare gazoasă. Sunt foarte curioasă să aflu câte răspunsuri corecte ați dat. Dacă ați răspuns la toate sau la majoritatea dintre ele, înseamnă că am avut parte de elevi atenți și, desigur, curioși. Înainte de a ne lua rămas bun, îți propun să discuți cu părinții, bunicii, cu frații și surorile tale mai mari pentru a afla unde și când se folosește apa în diferite stări de agregare ale ei. Pe curând, dragii mei, până la următoarea lecție de științe!